Emisiune susținută de companiile Agrosel, profesionistul dumneavoastră în semințe, Romvac, tradiție și inovație în medicină și NHR Agropartners, alături de tine. Bună ziua, dragii mei, bine v-am regăsit. Este ora 12:30 de minute, așadar, sunteți pregătiți și dumneavoastră și noi începe emisiunea din lumea satului, așa cum v-am obișnuit de fiecare dată. De curând a avut loc conferința anuală a Clubului Fermierilor din România. Aici au avut discuții serioase despre politica agricolă comună și despre importanța creșterii competitivității agriculturii la nivel european. Evenimentul a reunit elite agriculturii din toată țara, dar și cei mai performanți fermieri. Conferința AgriCover a devenit deja o tradiție, fiind un reper în agribusinessul românesc. Cam fiecare an, manifestarea își propune să aducă în atenție noutățile din agribusiness, tehnologiile de ultimă generație și tendințele de pe piețele agricole. Am început în 2010 de la un grup de 23 de fermieri. Am continuat în 2011, practic am constituit și am fondat Clubul Fermierilor cu 134 de membri fondatori. Încet, încet modelul nostru de succes a fost acceptat, îmbrățișat de cât mai mulți fermieri, iar astăzi vorbim de aproape 450 de fermieri care însumează peste 650.000 de hectare. Clubul Fermierilor este o organizație informală având ca obiectiv principal creșterea performanțelor economice și productivitatea agribusinessului din România. Acest scop este înfăptuit prin crearea unei comunități care reunește sute de fermieri români și care încurajează în mod constant schimbul de experiențe și de idei dintre aceștia pentru obținerea unei colaborări eficiente și profitabile. Care este misiunea acestui club? Mulțumesc frumos! Este întrebarea cheie și vă răspund cu mare plăcere la această întrebare. Clubul ăsta a fost gândit să își dezvolte toate activitățile pornind de la un concept integrat. Am căutat să găsim care este acel punct în jurul căruia, odată construind, toate lucrurile vor merge din bine în bine, nu odată ce pui o cărămidă să surpă în alte parte. Și am dat la o parte problemele fiecăruia, nu în sensul de a le ignora, ci în sensul de a identifica care sunt problemele generale. Și am ajuns la un punct pe care poate l-ați văzut astăzi menționat de mai multe ori. Noi promovăm un model românesc de agricultură performantă. Îl promovăm înseamnă că ne stabilim planuri, obiective, raport cu temele de interes, acțiuni pe care să le ducem la îndeplinire ca să susținem, să consolidăm, să facem din modelul ăsta un model, adică alții să-l vadă ca ceva de urmat. România este capabilă să își tripleze performanțele pe care le are până acum în ce privește producția. Dacă v-ați uitat și ați văzut că o treime din terenul agricol al României produce 75% din producția agricolă, înseamnă că există potențial. Cum exploatăm potențialul ăsta, ținând în balanță totuși nevoia de a avea o economie corectă în zona rurală, adică luând în considerare și fermierii mici. Este o temă pe care noi ne-am luat-o. Acum aș divaga un pic de la misiunea dumneavoastră principală. Spuneți că 30% din terenul agricol și din potențial, mă rog, are performanță deosebită în agricultura românească. Ce facem cu cele 70%, deci cu celelalte două treimi, ca să le aducem măcar aproape de performanța celor 30%? Aveți un interes sau în misiunile dumneavoastră, în misiunea dumneavoastră pe care o aveți în cadrul clubului, vă gândiți, luați în calcul și celelalte două treimi? România trebuie să decidă asupra unui model în care își concentrează puterea, energia. Noi ați văzut că
în jurul unor șantiere mari se dezvoltă și alte afaceri mici. Ăsta este principiul pe care noi vrem să-l aplicăm. Așa este. În jurul unor autostrăzi se dezvoltă business pe străzile laterale. În jurul unor proiecte mari se dezvoltă proiecte mici. Organizația reprezintă un nucleu puternic care are o contribuție activă în procesele de inovare și dezvoltare a agriculturii naționale. Domnul Angel, înțeleg că sunteți membru în Clubul Fermierilor Români. Ce v-a motivat să aderați la asemenea structură asociativă? În primul rând să spun că eu lucrez de mai mult timp într-un parteneriat cu AgriCover. Condițiile pe care mi le-au referit ei, seriozitatea, m-a făcut să mă gândesc sau să răspund la inițiativa lor de a forma un club al fermierilor performant, că asta este diferența față... Corect, așa este. Față de ce aveau ei un alt club. Nu neg că nu sunt și în alte asociații. Sunt în LAPAR, sunt în Asociația de Crescătorilor, la Taurina, când având în fermă de vaci, suntem și într-o asociație de legume, că mai producem și legume, însă mi s-a părut din ceea ce ne-au propus ei poate mai ceva mai aproape de fermier. Sunteți fermieri performanți. Da. Dumneavoastră, prin ce performanți la dumneavoastră? Ce aveți? Ce exploatați? Ce aveți în administrare? Eu cred că noi avem performanți. Dacă e să spunem, am în trecut, am făcut 7500 de kilograme la grupe 695 de hectare. Am făcut la ors pe 200 de hectare 7500. Am făcut la floarea soarelui 3300 de kilograme pe hectare. Am făcut la porumb pe 550 și 12900. Bineînțeles că a fost și un an de excepție. Suntem într-un dialog al începutului unei construcții în care fermierii români, în mod fericit, s-au adunat în locul construcției pe o siglă, zic eu, frumoasă, și anume într-un club al fermierilor. Acest gen de eveniment denotă faptul că agricultura românească a progresat, că agricultorii români nu mai sunt trecuți la categoria oameni săraci și la faptul că nu întâmplător am ajuns să fim la două produse importante, grâu și floarea soarelui, pe locul 1 în Europa. Unii dintre dumneavoastră ar putea să spună, bine, bine, dar nu e clubul ăla, nu e clubul ăla, este cu totul altceva. Și folosesc o metaforă. Dacă până acum aveați la dispoziție, să zicem, un revolver, ei bine, oameni buni de astăzi, aveți la îndemână o bazuca sau și mai bine un lansator de rachete. Iar în colimatorul acestui formidabil club este fix epicentrul deciziilor esențiale pentru agricultura europeană, adică Bruxelles. În cadrul evenimentului, comisarul european pentru agricultură, Phil Hogan, le-a transmis un mesaj video fermierilor români. As the Commissioner for Agriculture, I am doing everything I can to make sure that your members can face the future with confidence. This is an important year for the European Union and particularly for our farmers. And you know, negotiations are continuing to finalize the European budget, and I will be fighting to maintain a well-funded common agricultural policy. So from 2021, I suggest that there are less prescriptive rules and less controls and more focus on results in the common agricultural policy. La conferința anuală Clubul Fermierilor Români 2019 au participat reprezentanți ai autorităților europene care au prezentat ultimele noutăți cu privire la schimbările și reglementările europene ale noilor politici agricole comune, schimbări care vor impacta fermierul român în perioada imediat următoare. Două aspecte pe care aș vrea să le amintiți dumneavoastră, pe care aș vrea să le abordăm împreună, probleme care frământă fermierii din România. Plafonarea. Care este perspectiva acestora? Ce se discută la Bruxelles? Ce trebuie să știe fermierii despre așa ceva? Mai întâi, bine v-am regăsit și mă bucur să vă revăd. În al doilea rând, la întrebarea dumneavoastră concret, plafonarea reprezintă pentru România, cu certitudine, problema cea mai importantă pentru perioada 2021-2027, perioada financiară următoare. De ce? Pentru că, așa cum este propunerea Comisiei actualmente,
din calculele noastre, cei mai competitivi fermieri români vor fi afectați. Din calculele mele, ale noastre, rezultă că practic, din 1,9 miliarde cât va fi subvenția anuală din plăți directe, practic aproape o jumătate de miliard ar trebui tăiată de la fermierii mari și mutată către fermierii mici, dar nici așa nu se va reuși să se utilizeze toată suma. Să înțeleg că suma care va fi repartizată pentru susținerea fermierilor va fi în general diminuată și din ce se va diminua? Deci cele 1,9 miliarde vin în România de la Comisia Europeană, să spunem, și tăind la peste 100 de mii, nu 60 de mii, am făcut calculele la 100 de mii, ar trebui să luăm de la fermierii mari aproape jumătate, 445 de milioane de euro și să-i dăm către cei mici și ce rămâne, pentru că nu vom putea să-i folosim toți, să-i mutăm la dezvoltare rurală. Problema este că, așa cum spuneam, nu este doar România afectată, ci și alte state membre și discuțiile care au avut loc la Bruxelles, cel puțin la nivelul Consiliului, la Parlament, sigur, sunt alegerile Parlamentului European în mai și atunci e o altă orientare momentan. La Consiliu, în general, statele membre, 23 din 28 de state membre au solicitat ca plafonarea să se aplice voluntar, deci la decizia statului membru. Aici România, sigur că are, și am discutat cu domnul ministru, de-aia România are o propunere. În prima fază respingem categorii plafonarea și în faza a doua suntem de acord ca să reducem ca și astăzi, știți că se aplică o plată redistributivă de 7% la fermierii mari, să reducem chiar și cu poate 30%, pentru că un fermier care ia, să spunem, 10 milioane, va mai primi încă 7 milioane de euro. Deci se va putea debarasa, să spunem, de 3 milioane, dar din cele 10, dar va rămâne cu 7, ceea ce îi va permite să rămâne competitiv. Până la urmă, care este scopul acestei plafonări? Ca să înțeleagă bine cei care ne urmăresc. De ce se dorește această plafonare a subvențiilor, a susținerilor financiare europene sau naționale la fermele mari? Și ce înseamnă fermă mare? De unde și până unde? Deci ideea de bază, așa cum spuneam, cei care susținerea fermelor mici sunt organizații neguvernamentale din vestul Europei, unde ferma de familie este principala formă de organizare în agricultură, pe de o parte. Pe de altă parte, din motive considerate de aceste ONG-uri ca fiind aspect social. De ce să dau bani foarte mulți fermelor mari când au nevoie și cei mici? De fapt, aici cam asta este esența și haideți să le dăm și la cei mici. Și așa cum spuneam, sigur le dăm. Putem să le dăm, după cum spune regulamentul actual, încă o plată medie pe țară. Deci dacă, să spunem, plata medie în România din 2019 este 195,5 euro pe hectar în loc de 170 cât a fost anul trecut, crește datorită convergenței și va crește iarăși datorită convergenței cu niște zeci de lei și pe perioada următoare. Zeci de euro. Un fermier mic va primi practic de două ori suma medie pe stat membru, 195,5 euro cu tăierea banilor de la fermele mari. Adică de două ori, de 195 ori 2? Deci ar mai urma să primească încă 195,5. Așa spune regulamentul actual, dacă se aplică plafonarea. Participanții au avut oportunitatea de a afla care sunt tendințele în agricultură, dar și noutățile în materie de tehnologii, soluții și produse. Concluziile și discuțiile au prezentat un punct maxim de informare și aprofundare profesională. Am fost prezenți la conferința națională PNDR 2014-2020, dragii mei. Ce a reușit România să facă prin intermediul acestui program, dar și ce schimbări vor fi implementate începând cu anul 2021, aflăm imediat din următorul material. Vă rog să-mi spuneți care au fost provocările pe care le-ați întâmpinat în implementarea acestui program național de dezvoltare rurală. Conferința PNDR 2014-2020 a avut în vedere prezentarea principalelor realizări privind viitorul satului românesc. Principalele provocări pe care noi le-am întâmpinat a fost în primul rând
reticența beneficiarilor în primul an de implementare și vorbeam în cadrul conferinței de subprogramul tematic, subprogramul POMICOL, subprogram destinat dezvoltării acestui sector, care ulterior s-a dovedit a fi un succes. Au fost niște elemente de noutate, de exemplu introducerea costurilor standard în cadrul măsurii de investiții în plantațiile agricole, respectiv înființarea de noi plantații și reconversia plantațiilor ieșite de pe rod. Dar prin eforturi conjugate între autoritatea de management și cele două agenții, am reușit să ajungem la un grad foarte bun de implementare. Vorbim acum de aproape 44% plăți efectuate, fără partea de prefinanțare. Dacă luăm în calcul și partea de prefinanțare, suntem undeva la 48%, situându-ne pe locul 3 în topul statelor membre, după Franța și Germania. Planul Național de Dezvoltare Rurală s-a așezat în realitatea zilei pe baza unor acte normative pe care le-am elaborat de-a lungul vremii, pe baza actelor normative pe care le-am generat din Ministerul Agriculturii, dar la care voința politică s-a angajat prin aprobarea acestor acte normative. Toate la un loc. Munca din minister, munca din agenții, munca din parlament, din guvern, alocările bugetare care au fost făcute de-a lungul vremii ne-a dat nouă posibilitatea astăzi să facem un bilanț pe care l-a anunțat directoarea adjunct, care spunea că e momentul să facem un bilanț al plinirii și să vedem ce ne așteaptă în derularea Planului Național de Dezvoltare Rurală, dar mai ales ce ne așteaptă în contextul noii politici agricole comune, a se vedea 2021-2027. Făcând un total pe 48%, ceea ce înseamnă undeva vreo 3,9 miliarde euro AFIR, așa este cel puțin, asta este cifra, adunând la oaltă banii din plățile directe și în Planul Național de Dezvoltare Rurală, România până la această dată și cu suma care a intrat astăzi în țară, depășește 7,5 miliarde euro bani care au alimentat agricultura și spațiul rural din România. În momentul de față, pe ceea ce înseamnă implementarea PNDR la AFIR, avem plăți autorizate către beneficiari de peste 4 miliarde de euro. Aici fac o mică paranteză, doar în actualul exercițiu financiar, de la 16 octombrie până astăzi, APIA și AFIR, APIA pe măsurile delegate de la AFIR, avem plătite 377 de milioane de euro. Avem peste 56.000 de proiecte de investiții care au fost depuse spre evaluare la AFIR. Avem proiecte selectate peste 30.000 și proiecte de investiții care sunt contractate, dar aici, în acea sumă de 51.000, evident că vin și proiectele pe care le-am tranzitat din PNDR 2007-2013. Apoi câteva valori de proiecte contractate și plăți efectuate pe anii de exercițiu financiar de până acum. Pentru 2017 avem 1.900.000 de milioane de euro, evident plăți valoare publică. Pe 2018 avem contractate 1.238 de milioane, plătite 1.455 de milioane. Care considerați că sunt obiectivele care au fost atinse cu certitudine? Putem să vorbim în momentul de față doar de o evaluare intermediară, deoarece țintele vor fi evaluate în anul 2023. Din punct de vedere al evaluării intermediare, stăm foarte bine. Toate obiectivele de etapă au fost atinse și rezerva de performanță va rămâne intactă în cazul României. Este ceva ce ar fi putut fi făcut mai bine în acest program?
Bineînțeles că de fiecare dată sunt lucruri care ar putea fi făcute mult mai bine. Din nevoile României sunt foarte mari, alocarea este una prestabilită, nu avem banii suficienți pentru a acoperi toate nevoile, dar încercăm să rezolvăm cel puțin o parte din aceste nevoi. În primul rând, vom abandona Planul Național de Dezvoltare Rurală, ca și concept. El se va stinge în exercițiul 2021-2027, dat fiind faptul că există un nou concept a politicii agricole comune. Se păstrează cei doi pilori, plățile directe și cel de dezvoltare rurală, dar se topesc într-un nou concept, anume acela de plan strategic național, care va aduna la un loc cele două culoare de alimentare europeană, înțelegând FEGA și înțelegând FEADER, care vor aduna la un loc o decizie de a putea transmite de la un pilon la altul sume care pot alimenta prin planul strategic național. Se schimbă mult în politica agricolă comună. Se trece de la conformitate la performanță. Nu e ușor. Din capul locului, dai drumul să accepți cu toată certitudinea legată de gradul de interpretare că este un pas necesar și valoros. Dar nu este ușor de făcut. E o problemă care a fost de interes pentru toate conferințele PNDR legate de tineri. Avem 13.156 de tineri fermieri sprijiniți prin program și vedeți acolo pe fiecare sub măsură în parte câți tineri au beneficiat de fondurile gestionate de AFIR. 10.100 pe 6.1, pe sub măsura 4.1, 646 de tineri, 560 de tineri antreprenori pe sub măsura 6.2 și pe sub măsura 6.4, 182 de tineri. Iar din indicatorii de realizare, ca să termin și cu ăștia, ce ne interesează câteva aspecte. Tot vorbeam de măsura de irigații, deci măsura 4.3, care urmează să fie lansată. Avem până în prezent 392.000 de hectare care au fost sprijinite pentru modernizare și reabilitarea instalațiilor de irigații. Pe drumuri comunale, în curs de modernizare, avem peste 3.400 de kilometri. Și pentru drumurile forestiere, să mai dăm un exemplu, avem 748 de kilometri de drumuri forestiere în curs de modernizare. În Programul Național de Dezvoltare Rurală 2021-2027, ce priorități va avea România și cum se va desfășura efectiv implementarea acestor priorități? Deocamdată, politica agricolă comună este în reformă. Comisia Europeană, în urma dezbaterilor care au fost efectuate încă din anul 2017, a venit cu o propunere de regulament. Practic, așa cum a precizat și domnul ministru, nu va mai exista un program național de dezvoltare rurală, ci va exista un plan strategic național care va cuprinde atât finanțarea din FEADER, pilonul 2, cât și finanțarea din FEGA, plățile directe. S-a dorit o abordare coerentă a sectorului agricol, atât din perspectiva plăților directe acordate fermierilor pentru a susține veniturile acestora, cât și din perspectiva dezvoltării satului și dezvoltării socioeconomice a satului românesc. Ca și priorități, în momentul de față ne aflăm în analiză, vom dezvolta analiza socioeconomică și analiza SOT și apoi vom veni cu nevoile care vor fi finanțate. Productivitatea, timpurietatea și genetica românească sunt caracteristicile de bază ale semințelor AgroSel.
Ardeiul Gogoșar Traian F1 este un hibrid timpuriu, viguros, compact, pretabil în culturile din câmp și spații protejate, cu fruct cu pulpă cărnoasă și pericarp de culoare roșie. Agrosel, ocrotim tradiția. Pentru ca noi să avem cât mai curând roșii românești pe piață, să știți că legumicultorii, dragii mei, au început să se pregătească încă din luna decembrie, pentru că există speranțe ca la începutul lunii mai să mâncăm tomate cultivate în țara noastră. Cum este posibil acest lucru și ce rol a avut sprijinul pentru tomate în acest sens, aflăm acum. Programul de susținere a tomatelor a debutat în 2017, atunci când 8.026 de producători agricoli au beneficiat de 3.000 de euro pentru a realiza investiții, astfel încât să poată livra roșii în piață mult mai devreme decât de obicei. În 2018, numărul beneficiarilor a ajuns la 16.550. Județul Teleorman este unul dintre acele județe în care s-au înregistrat printre cei mai mulți beneficiari, mai exact 343 în primul an și 571 în cel de-al doilea. Pentru a fi printre primii legumicultori care aduc pe piață roșii românești, producătorii au însămânțat răsadurile de roșii încă din luna decembrie, iar la vizita noastră, acestea mai aveau doar 2 săptămâni până la plantarea în solar. Doamna Viorica, suntem în plină iarnă, dar dumneavoastră în plină activitate. De cât timp sunteți în legumicultură? De cât timp activați în acest domeniu? De 22 de ani. Oricum ne convine, ne place. Este o activitate de familie, o afacere de familie, da? Ce suprafață lucrați? 53 de arii, să zicem, aproape 60. Și ce culturi aveți? Cultura de roșii, cultura de vinete și roșii și toamna numai castraveți. Acum suntem în perioada în care nu foarte mulți legumicultori au răsaduri. Dumneavoastră văd că aveți niște răsaduri foarte frumoase. În luna ianuarie, trebuie să spunem, cum ați reușit acest lucru? Am fost un pic susținut și de programul Tomate și ne-am axat mai mult pe încălzirea centrală, pre-centrală. O parte din solari, o parte le-am lăsat la venirea primăverii. Ați atins un punct cheie, acest sprijin pentru tomate. Activează încă din 2017, al treilea an de activitate. Dumneavoastră, la câta finanțare sunteți? Suntem la a treia finanțare. În primul an a fost un pic mai greu. Deja noi începusem, era primul an cu centrale, dar după primul an a fost mai ușor. Am folosit banii aceia pentru altă centrală. Într-adevăr, este foarte greu, combustibil foarte mult. În acest moment sunt răsadurile în ce stadiu? În stadiu de a fi dat afară, să zic, peste 2 săptămâni, peste 15 zile. În cât timp le-ați obținut așa? În 36 de zile. În cât timp credeți că veți avea roșii din aceste răsaduri? Noi sperăm la începutul lunii mai. Un alt legumicultor cu aproximativ 20 de ani de activitate este Viorel Matei. Acesta susține că de mic cultivă legume și va face acest lucru atâta vreme cât îi va permite sănătatea. Suprafața de solarii care o am e de 1 hectar. Și legumele care le pun roșii extra timpurii, care practic la astea ce-a dus și dumneavoastră la centrale cu căldură, și castraveți a doua cultură după vânătă, iar cam asta e planta care o pun eu. Am mai pus și fasole. Din toată această suprafață, câtă este încălzită? Pentru că am văzut, lucrați și la niște centrale, le modificați? În jur de 37 de ari am. Asta înseamnă câte centrale? Păi 6 centrale am. De cât timp le aveți? Unele de 3 ani, unele de 2. Ce a însemnat investiția într-o astfel de centrală? Cea inițială și cea cu îmbunătățiri, pentru că acum mi-ați spus că faceți niște modificări substanțiale. Cred că cu îmbunătățiri, cu țeava, cu tot ce am luat, mă apropii de 800 de milioane, mai bine. Dar sunteți beneficiarul sprijinului pentru tomate? Nu. Asta le-am făcut din banii care am luat pe legume, practic. Am reinvestit, așa, după potențial, în fiecare an, câte puțin, cât am putut. Și nu ați aplicat pentru acest program, pentru sprijinul tomate, pentru cei 3.000 de euro? Da, am făcut măsura asta. Și în 2017-2018? Da, de 2 ani. Cam asta ne sprijinul, că astea pe căldură necesită, cheltuielile sunt foarte mari.
Mă refer la lemne, ca să câștigăm timpurietate. Câștigăm timpurietate, câștigăm și preț. În ce stadiu sunt răsadurile acum? Când le-ați spus? Jurul 12 decembrie, dacă nu mă înșel, cam așa ceva. Și când preconizați că veți avea roșii pe piață? Păi, depinde și de climă, după 1 mai, cred, nu știu, bine. Să vedem, e în funcție și de clima de afară. Că dacă e clima mai caldă, favorizează și planta. Nu e suficientă doar căldura de la centrale? Nu e, în principiu nu e. Deși în aceste condiții producțiile sunt ridicate, iar roșiile ajung mai repede în piață, nu înseamnă că problema valorificării este rezolvată. Nici forța de muncă nu e suficientă. Însă, chiar și așa, legumicultorii nu renunță la această activitate și se declară mulțumiți de sprijinul obținut pentru cultivarea tomatelor. Vă descurcați cu valorificarea? Valorificarea mai greu. Undeva în... mergem la Angro, în Pucheni, mai greu, dar ne-am descurcat până acum. Să sperăm că și de la anul tot așa o să fie mai bine. Doar Angro, nu v-ați gândit să valorificați intern, poate să și procesați roșiile? Nu cred că avem vreo șansă aici. Suntem prea mulți și nu... Dar vreo asociere, poate, nu știu, cu mai mulți legumicultori din zonă, nu v-ar încânta? Da, domnul primar poate ne-a promis și îmi face ceva, ne face și nouă ceva. Cum vă descurcați pe timpul verii cu persoanele care trebuie să muncească alături de dumneavoastră? Câte persoane lucrați în acest moment și câte persoane lucrați în solarii în perioada de vârf, să spunem? Tot aceleași persoane. Câte? Cinci. Cinci persoane. Cinci, șase. În luna martie l-am învelit, atunci mergem la undeva 10-12 persoane la timp de o săptămână. Și găsiți persoane care să vă ajute? Mai greu, acum chiar mai greu, de când au început cu mai multe servicii la București, în altă parte mai greu. Vreau să-mi spuneți cum valorificați marfa, unde produceți la dumneavoastră acasă, da, în jetul Teleorman, dar unde merge, unde ajunge roșia produsă de dumneavoastră, doar în piețele din Teleorman sau unde? Bucureștiul e piața noastră de desfacere pentru că având cantități mai mari, nici nu ne permite să stăm pe piață, chiar dacă am vrea să câștigăm un ban mai mult, nu putem datorită muncii pe care o prestăm, că e o muncă foarte costisitoare. Deci dați Angro. Angro, da. Și cu câte persoane lucrați aici? Păi, lucrăm vreo 10 inși. Permanent? Permanent. Cum îi găsim, mai mult noi muncim, e greu de lucrat cu omul, să găsesc greu, vă știți și dumneavoastră cât e criza asta de oameni. Au plecat toți în toate părțile, chiar dacă ia bani mai puțin, nu poți să-i mai găsești așa cum vrei și la timpul optim, da? Mă ne-am axat pe plante care nu mai necesită atâta muncă, cum să spun, costisitoare, care necesită timp. Ce presupune îngrijirea unui astfel de solar, de exemplu, ca acesta în care suntem noi? Cât de des schimbați folia? Cât costă? Păi foliile se scumpesc de la an la an. Cam așa s-a întâmplat cu folia. E scumpă, e destul de scumpă, dar ne-am axat pe asta de afară, care ține mai mult, 3-4 ani de zile, ei zic că 5-4, dar merge în jurul 4 ani, măcar scăpând de munca de a le învăli și dezveli, care e iar foarte costisitoare și necesită timp. E foarte greu primăvara să ne îmbălești când prinzi perioadele alea de vânturi și de ploi și nu te mai încadrezi la timpul optim să... le plantăm, să ne facem ciclul ăsta care, practic, e obligatoriu. Dacă nu te cadrești și te prinde de urmă, e cam greu să mai reprinzi de urmă. Ce soiuri alegeți? Sau ce hibrizi? Păi, hibrizii care se caută cel mai mult pe piață, Paris, Precos, am încercat acum și ceva de la Singenta, să vedem ce tot așa face un Mucron, la fel ca Precosul. Deci să spunem că este vorba despre roșia aceea țuguiată pe care o găsim în piețe și care o căutăm cel mai des, nu? Da. Roșia care se caută pe piață, că altfel pierzi mult. Asta știu că e. În zona dumneavoastră nu există o cooperativă sau un depozit de legume. Nu credeți că ar fi o mai bună oportunitate de comercializare a produselor? Să obțineți un preț mai bun, nu știu, grupându-vă într-o cooperativă sau într-un grup local? Poate ar fi mai bine pentru o mai bună desfășurare a activității dumneavoastră să aveți un profit mai bun? Știm cu toții lucrul ăsta, dar e greu de făcut. În ce sens? În sensul de a ne strânge mai mulți și să facem toți fug de chestia asta. Noi ăștia care avem puțin mai mult, am cam îmbătrânit și nu mai e greu de umblat. Așa că
am ajuns la stadiu de vreo 3 ore, am încercat să facem și până la urmă am început să ne retragem câte unul, câte unul și mergem înainte, noi, cât o ne-o ține Dumnezeu. Aș vrea să vă întreb dacă în acest moment considerați sprijinul pentru tomate un beneficiu. Ați fi ajuns în acest punct în care sunteți acum să aveți centrale, să puteți scoateți roșii în luna mai fără acest program? Din surse proprii? Nu, mai greu. Dacă am face sacrificii, da, dar mai greu. Deci programul a fost foarte bine venit și sperăm să țină câțiva ani, chiar cum s-a promis. Domnul Lucian Buzdugan este, ca să spun așa, dragii mei, o somitate în agricultura românească. Experiența dumnealui se resimte, bineînțeles, în societatea pe care o coordonează, pentru că întotdeauna vrea să știe ultimele noutăți, pentru că întotdeauna știe tendințele, pentru că vrea să aplice întotdeauna tehnici noi în agricultură. Haideți să aflăm împreună ce părere are dumnealui despre agricultura de precizie și cea digitală. Domnul doctor, tehnologii noi, tehnologii de ultimă oră, care iată bat la poarta fermierilor. Vorbim iată de informatizare, de digitalizare, cât de important este pentru un fermier, pentru fermierul zilelor noastre. Noastră administrați cea mai mare exploatație agricolă din România și poate chiar din Europa. Cât de importante sunt tehnologiile noi pentru agricultură și mai ales pentru asemenea exploatări. Obiectivul principal al oricărui cultivator, fie de porumb sau orice cultură ar face, nu are un singur obiectiv, acela de a obține profit. Sigur, profitul nu se obține oricum, încălcând reguli, legi economice și chiar de mediu, așa. Ele trebuie făcute cu foarte multă pricepere, având două direcții. Pricepere și iată cu precizie. Și vreau să ajung la precizie și anume având două obiective. Una este de creștere, de maximizare a randamentelor pe hectar și a doua este de reducerea costurilor. Și atunci maximizarea randamentelor e totdeauna limitată. Spuneam eu că e ca la sport, la săritul saltul la înălțime. Când ajungi la 2,20, un centimetru înseamnă foarte mult. Și la producție, tot așa, când ajungi, o medalie. Când ajungi la 15 tone la porumb, orice tonă în plus înseamnă foarte mult. Când erai la 5 tone, era ușor să sari la 10 tone. Deci, și atunci, lucrurile acestea nu mai pot fi făcute oricum și de oricine la acest nivel. Și anume, e nevoie să intre în domeniul acesta al preciziei. Precizia însemnând să răspunzi la cele 4 întrebări. Unde, cum, cât și când? Cine poate răspunde la toate aceste întrebări înseamnă că practică și nu numai răspunde verbal și aplică, înseamnă că face agricultură de precizie. Sigur, astăzi am avut și am mai spus-o și în cuvântul meu, am fost foarte surprins când un coleg mi-a spus, dom'le, gata și cu agricultura de precizie, că urmează agricultura digitală. Deci este într-adevăr o etapă superioară de care noi trebuie să ținem cont. De ce trebuie să? Pentru că vine a doua direcție spre care ne îndreptăm, aceea de reducere a costului pentru a fi competitiv în piață cu bani mulți. Oricine face producție și vreau să vă spun că noi costurile pe hectar, de exemplu, la porumb sunt foarte mari, sunt în jur de 1000 și vreo 300-400 de euro pe hectar, ceea ce înseamnă că trebuie să scoți cel puțin 12 tone la hectar ca să-ți recuperezi și abia peste 12 tone la hectar ai profit. Dar în același timp trebuie să respectate și cerințele de mediu. De exemplu, nu poți da orice cantitate de azot și noi trebuie să recunoaștem că încă în România administrăm, zic eu, după ureche. Eu zic blind, adică în orb. Stabilim, asta e sola pe care dau 300 de kg de azotat de amoniu. Am dat un exemplu.
Dar sola aceasta are zone variabile de asigurare a nivelului său de fertilitate. În cadrul acestei sole de 100 de hectare, așa cum am dat exemplu, aveam 7 sole diferite ca nivel de aprovizionare, să zicem, cu azot. Ca rezervă în sol. Da. Și atunci, tu dai la fel. Și unii prea mult și unii prea puțin. Rezultatul care e? Acolo unii prea mult, cultura să sufere că e supradozare sau dacă ar fi la grâu, spre exemplu, el să cadă din cauza supradozării, sau acolo unde este și să faci producție foarte mică, iar acolo unii puțin, să nu dai suficient și iar să faci producție mică. Deci, administrarea aceasta de precizie presupune o economie, de fapt, pentru că cu aceeași cantitate de îngrășământ, de fapt presupune stabilirea corectă, exactă, exact, pe fiecare parcelă pe fiecare și hectar, chiar metru pătrat. Vrei, pe fiecare hectar a nevoii plantei pentru a realiza producția care ți-ai propus-o. Pentru că n-are rost să dai dublu și de fapt să pierzi, sau să dai la jumate și de fapt să realizezi. Să nu mai vorbim de poluare. Iar nu mai vorbim de poluare, acolo unde este prea mult. Am dat exemplu acesta cu precizie legată de administrarea îngrășământului. Acum, un alt exemplu era unde dai îngrășământul. Deasupra solului, sub sol, l-a semănat pe perioada de vegetație, l-a semănat pe sămânță, lângă sămânță, mai adânc de sămânță și așa mai departe. Iată de numai la cuvântul unde, câte întrebări sunt. De asemenea, cum? Câte întrebări și câte răspunsuri trebuie deci să dai? Toate acestea sunt întrebările și răspunsurile pe care ți le pune agricultura de precizie. Dar pentru asta, nu oricine poate să facă agricultură de precizie. Dacă nu ai un laborator de analiză a solului, dacă nu ai o mașină adecvată care îți poate administra îngrășământul așa cum am zis. Și specialiști care să exploateze iar toate acestea. În ce privesc oamenii, ăștia într-adevăr trebuie să pregătiți și dumneavoastră știți că la noi, în companie, perioada de iarnă este perioada pregătirii profesionale. Toată lumea învață de la ingineri până la ultimul mecanizator. N-avem campanie care să o începem fără o instruire prealabilă, informându-i pe oameni ce dorim să facem, care sunt așteptările, care sunt productivitățile pe care noi le dorim și cum se face controlul calității lucrării. Și atunci el devine un om conștient ce trebuie să facă, ce dorim noi ca el să facă și cum se autocontrolează atunci când e vorba de calitate a lucrării. Am ajuns la un nivel de productivitate de aproape 1000 de tone de produs pe cap de salariat. Păi la nivelul acesta îți dai seama că nu putem pune după fiecare câte un șef. Și atunci mizăm pe valoarea și capacitatea fiecăruia de a se autocontrola, de a se autoimplica. Sigur, în spate se găsesc și formule de stimulare a oamenilor și de mulțumire a lor, pentru că nu, mulțumirea nu trebuie să fie numai de o parte, trebuie să fie neapărat de ambele părți. Și acum vă propun să urmărim cu atenție împreună materialul următor, pentru că mergem la specialiștii Romvac, care întotdeauna au avut pentru noi sfaturi utile și noutăți. Gama Imunoinstant s-a tot dezvoltat în ultima vreme, tot mai multe produse pentru diverse afecțiuni. Cred că era nevoie și de o informare mult mai bună și pacienții, atunci când vin la dumneavoastră, să poată trage un ochi înainte să intre în cabinet și la anumite pliante, exact cum vedem aici și pe birou. Spuneți-ne mai exact despre ce este vorba în această gamă Imunoinstant, să ne faceți o scurtă povestioare, o scurtă istorisire a acestei game și ce informații găsesc pacienții în aceste cataloage și pliante. Bine ați revenit în cadrul cabinetului nostru de medicină alternativă. Într-adevăr, după cum știți, produsele din gamă Imunoinstant, în momentul în care au fost scoase pe piață, au fost
autorizate și brevetate pentru a trata infecțiile bacteriene și fungice. Mai nou avem produse care se adresează pacienților cu infecții virale. Într-adevăr, era nevoie de mult mai multe informații, exact cum a spus dumneavoastră, înainte să ajungă pacientul la noi sau nu numai înainte să ajungă pacientul la noi, pentru că dacă a ajuns deja la noi, noi îl primim cu mare drag. Sigur. După cum știți, la noi consultația este gratuită. Noi avem programul în fiecare zi de la ora 7.30 la 14.30 de luni până vineri, dar noi ne-am gândit să scoatem aceste sau să completăm informațiile pe care noi le transmitem pacientului în cabinet prin pliante, nu? Pliante. Sigur. Care să conțină toată gama de produse, nu? Din gama imunoinstant, toate produsele. Câte sunt la număr acum? Sunt foarte multe. Sincer să fiu, cred că sunt în jur de 27 de produse. Cu plus și minus, nu știu exact, mai ales că noi suntem un departament de cercetare și noi în fiecare zi ne dezvoltăm. Sigur, și mai apare un nou produs. Exact, exact. Dar cele care sunt autorizate sunt în jur de 27 de produse. Sunt produse care sunt administrate pe ROS, sunt soluții buvabile înalt purificate, avem pulberi liofilizate care pot fi administrate și preventiv și în momentul în care avem o anumită afecțiune. Tocmai din acest motiv, noi pe lângă catalogul unde sunt prezente produsele din gama noastră imunoinstant, am scos și un catalog unde sunt recomandate produsele în funcție de fiecare afecțiune în parte. Și atunci, exact cum am spus de fiecare dată, produsele, într-adevăr, pentru a fi eficiente, trebuie să administrate corect, trebuie să administrate complet și din acest motiv, pe lângă faptul că pacientul ajunge la noi, trebuia, bineînțeles, să scoatem aceste produse și aceste cataloage și pentru cei care nu reușesc să ajungă în cabinetul nostru. În această perioadă este nevoie de informație tot mai multă, mai ales în ceea ce privește gama imunoinstant. Aș vrea să vă întreb în ceea ce privește problema numărul 1, ca să spune acum, în România, această gripă care face ravagii mai toate zonele din țară. E clar că e nevoie de o mai bună îngrijire a sistemului imunitar. Cred că această gamă, tocmai numindu-se și așa imunoinstant, are și acest rol și trebuie să înțelegem că avem nevoie de o astfel de îngrijire și cu produse naturale. Ce ar trebui să facem, nu știu, în primă fază, apelând la această gamă pentru a avea un sistem imunitar mai bun? În primul rând, cum am spus de fiecare dată, produsele din gama imunoinstant, înainte de a trata aceste infecții bacteriene, fungice și virale, cel mai important rol, mai ales în astfel de situații, este acela de a consolida și de a întări sistemul nostru imunitar. În momentul în care sistemul nostru imunitar este acolo unde trebuie, organismul nostru știe singur ce are de făcut. Când, definitiv, ce dăm noi organismului nostru? Noi dăm niște anticorpi gata pregătiți de către găina noastră. Se numesc acei imunomodulatori. Și imunomodulatorii, în primul rând, au acest rol foarte important să ajute, să consolideze și să pună sistemul nostru imunitar acolo unde trebuie. Și eu am spus de fiecare dată, în momentul în care sistemul nostru imunitar este bine stabil, el știe singur ce are de făcut. Nu trebuie să îi dictăm noi ce trebuie să facă. Din acest motiv, eu recomand produsele din gama imunoinstant tuturor pacienților, indiferent de vârstă. Într-adevăr, singura condiție este să nu fie pacientul alergic la ou, să fie administrate aceste produse din gama imunoinstant de două ori pe an, primăvara și toamna. Măcar inclusiv primăvara. La copii și bebeluși. Inclusiv. Noi putem administra bebelușilor începând cu 7 luni de viață. De singura contraindicație, exact cum am spus, este să nu fie pacientul alergic la ou. De obicei, alergia este dată de albumină. Din acest considerent că produsul poate fi administrat începând cu 7 luni de viață. La fel, când vorbim de pacientul peste 65 de ani, când partea de timus, nu, glanda tinereții, nu mai funcționează în niciun fel. Și atunci noi trebuie să îi administrăm organismului stimul. Cu ce provocăm acest stimul? Prin cea mai simplă metodă, aceea de a administra organismului acei anticorpi gata pregătiți, pentru că în mod normal organismul nu îi mai poate produce și din acest motiv acești imunomodulatori vin precum o mănușă în astfel de patologii. Deci atât există soluții preventive pentru a evita astfel de situații neplăcute, poate cu rezultate foarte grave. Am văzut foarte multe decese în perioada aceasta. E clar că au fost anumite probleme în organism care nu au fost rezolvate la timp, dincolo de microbul care provoacă gripa.
Exact, exact cum am spus. Ajutăm organismul, îl consolidăm și în momentul în care sistemul meu imunitar funcționează, cu siguranță voi fi acoperit și când vorbim de partea de infecții virale. Deci atât aveți și informațiile și produsele necesare pentru acest lucru. Vă mulțumim pentru detalii și vom reveni cât de curând să ne prezentați și alte noi produse. Vă așteptăm cu mare drag! Într-o lume atât de aglomerată, bacteriile ne amenință la tot pasul. Când bacteriile sunt rezistente la antibiotice, suferința este a ta, dar și a celor din jur. În lupta împotriva rezistenței la antibiotice a apărut ImmunoInstant. ImmunoInstant acționează specific asupra microorganismelor rezistente la antibiotice. ImmunoInstant, o speranță pentru fiecare. Nou de la Romvac. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectele. Despre cultivarea alunului în România, noi am mai vorbit, dragilor, în emisiunile noastre. Dar astăzi îl avem invitat pe domnul inginer Horga, care ne va da niște amănunte pe care trebuie neapărat să le știm. Alun, de ce ați pledat, de ce pledați și de ce lumea solicită totuși această specie? Este o noutate ca și între speciile pomicole. Noastră știți prea bine că noi suntem pomicultori de 25 de ani și știm ce înseamnă culturile din speciile termofile, piersic, cais. Din păcate, vin în România pe partea de importuri și trebuie să căutăm soluția, că nu putem abandona această activitate. Noi, domnule, nu avem soluții. Și de aici s-a născut ideea de alun și el vine și completează o falie foarte largă de terenuri unde lucrurile nu au altă soluție. Deci chiar este o cultură care se potrivește pe suprafețe mai mici sau mai mari, unde alte specii cresc cu dificultate datorită tehnologiilor complexe care le trebuie aplicate. Alunul nu necesită o tehnologie foarte complicată. Și înțeleg că România oferă condiții foarte bune pentru această specie, pentru cultivarea alunului. Sunteți unul din pepinieriștii importanți, dacă nu mă înșel, unul dintre cei mai mari pepinieriști de alun din România și poate nu numai. Unde desfaceți materialul săditor? Câți beneficiari români aveți? Am încercat să promovăm la nivel național această cultură și avem 20-30 de fermieri care cumpără de la zeci de hectare la un hectar. Deci sunt oameni care încearcă și noi le suntem alături pe parte tehnică, încercăm să le explicăm soluțiile de cultivare, încercăm să fim foarte aproape. Deci asigura și consultanță, să spun. Absolut, absolut. Nu poți să propui o chestie nouă fără o consultanță temeinică. Și să te duci în sat la el, să stai de vorbă cu el, să-l vezi unde are o problemă, să încerci să-i duci soluția la îndemână, pentru că a vinde plante probabil că e mai ușor. A înfița plantații este obligatorie. Adică nu suntem, adică eu vă vorbesc din punct de vedere ca și pomicultor, mi-aș dori să primesc aceleași servicii de la colaboratorii noștri. Deci alunul este o specie care se adaptează bine pe terenurile din Ardeală, din zona subcarpatică și nu numai, îl găsim... Eu aș zice că nuciferele în general și mă gândesc și la alte specii, cum este și nucul, dar vorbim acum în mod deosebit despre alun. Înțeleg că aveți beneficiari cu suprafețe destul de mari, spuneați dumneavoastră. Întâmplător am cunoscut și eu vreo câțiva deja cu plantații deja înființate deja și unii cu intenția de a înființa suprafețe mari cu material săditor de la dumneavoastră. Da, sunt beneficiari care au accesat sub programul Pomicol 41A, care au plantat și care vor intra în plantare în toamna asta, în primăvară, care se bucură de o finanțare generoasă din partea Uniunii Europene. Este un foarte bun exemplu că nu se întâmplă ceva în România. Foarte multă lume spune că nu se întâmplă nimic. E adevărat. Agricultura românească este cel mai bun exemplu. Nu mai găsești terenul. Adică chiar dacă vrei să te extinzi, poți să te extinzi, dar te întâlnești cu foarte mulți fermieri care țin la pământul lor. Nu mai vând, nu mai dau în arendă, ceea ce pentru noi e un semnal foarte bun că oamenii încep să aprecieze. Cel mai important mijloc de producție. Da. Și atunci, în zona colinară, unde producțiile de cereale nu sunt de cel mai înalt nivel,
4-5 tone la porumb, 2-3 tone la grâu. Ei, aici poți să vii cu o cultură de alun, să obții 2 tone, 2 tone jumate la hectar, care... Tocmai vreau să vă întreb, ce i-ar putea motiva în mod deosebit pe potențiale beneficiari ai materialului săditor de la dumneavoastră? De cei care își doresc să înființeze o plantație de nucifere, iată, de alun, ce îi motivează, ce i-ar putea motiva să pledeze pentru această specie? Deci, în primul rând, simplitatea ei ca și exploatare. Deci este o specie care nu necesită foarte multe tratamente, foarte multe lucrări mecanice, foarte multe tăieri, iar comparativ cu celelalte specii sâmburoase, semințioase, unde intensitatea tratamentelor e de 10 ori mai mare. Această specie nu necesită, este rezistentă la boli, la dăunători. Acum dacă vin, nu pot să spui că e o specie rezistentă la dăunători. Corect, nu, sigur. Deci dar nu, nici foarte preferată de dăunători nu este. Da, uitați, de exemplu, iepurii, căprioarele nu-i fac foarte multe daune, nici pe timpul ierii, nici pe timpul perioadei de vegetație. Dar mistreții gustă alune. În cât timp intră pe rod, să spunem așa, alunul? De la plantare, specia alun intră pe rod în anul 4 și se pot obține în jur de 300-400 de kilograme la hectar. În anul 4, dar în următorii ani? În următorii ani volumul coroanei crește, respectiv și producțiile cresc concomitent. Se poate ajunge în anul 10 până la 2000-2500 de kilograme la hectar pe un sol unde humusul nu e mai mare de 2. Deci, noi vorbim, sudul României și Dobrogea și Banatul și-au rezolvat problemele. O să vă face cereale, dar vorbim de acele sate frumoase din România, din zona de deal, unde chiar nu sunt foarte multe soluții. Avem o oportunitate foarte mare pentru această zonă frumoasă a României, dar da un pic de curaj consătenilor care stau și... Mă gândesc acum și la valorificare. Sigur, omul vrea, e încurajat de ideea că foarte repede intră pe rod la anul 4 și cu producțiile de care povesteți. Cum valorifică? Ce șanse de valorificare are? Pentru că este foarte important să-și recupereze investiția și să-și asigure un trai decent. M-a întrebat ieri, parcă, un român din nordul țării, în Suceava, domnule, de ce suprafață am nevoie eu cu familia mea să pot trăi din alun? Domnule, de câți bani aveți nevoie pe lună? Zice, nu știu. Zic, ok, nu cred că consumați mai mult de 2000 de euro pe lună noastră și zice, nici pe departe. Păi, ca să aveți un venit de 2000 de euro pe lună, aveți nevoie de 3-4 hectare de alun. Asta înseamnă că veți vinde cu 3 euro în gro kilogramul de alună în coașă și veți obține 5-6.000 de euro pe hectar foarte ușor. Deci, piața, dacă mergeți în orice magazin, nu dăm nume, le găsiți în coajă, dacă le găsiți în supermarketuri, le găsiți în magazin, în piață, înseamnă că cineva le cumpără. Este cel mai bun exemplu. Un produs există și a început lumea să le guste și... Dar am înțeles că în piață. Am înțeles că sunt și solicitări foarte mari afară. Dar bineînțeles, aici dacă vorbim de fermele comerciale pe zeci de hectare, sunt companii din industria alimentară care sunt foarte, foarte disponibile să semneze contracte de preluare a producției, să acorde asistență tehnică. Deci este un viitor nu, să zicem, pentru noi ca furnizori de plante, pentru satul românesc. Dar și este și un alt aspect foarte important, că prin cultivarea acestor specii de nucifere, de alun, de nuc, valorificăm o bună parte din suprafața de teren agricol din zona de deal. Este foarte important, pentru că chiar dacă vorbim acum, la ora asta, de faptul că întreaga suprafață de teren agricol este luată în cultură, nu este chiar așa. Foarte multe terenuri în zona de deal este abandonat, pentru că acolo populația este îmbătrânită, nu mai poate să găsească potența necesară, mai are potența necesară să cultive suprafețele respective, și este o oportunitate extraordinară să valorifice aceste suprafețe prin cultivând aceste specii. România este binecuvântată de Dumnezeu prin amplasamentul ei. Noi avem urbanul și
E. Deci încă în România avem acest element care probabil că dacă mergeți în zona mediteraneană să vezi că pomicultorii suferă pentru că nu mai, plantele nu mai intră în repaus vegetativ normal. Deci noi avem o toamnă lentă, o iarnă care e intensă, după aia dispare încet, încet. Deci avem aceste elemente de sol, de climă, avem oameni, avem o grămadă de lucruri care pot fi puse împreună și până la urmă trebuie să rămânem noi aici, adică să căutăm soluții, da? Deci revenim la vechea discuție, este o soluție, nu este unica, dar este o soluție și să știți că foarte multe... Și aș spune eu o soluție comodă. Până la urmă, pentru că, așa cum spuneați, nu necesită niște eforturi extraordinare pentru întreținerea culturii. Da, deci chiar dacă lucrările se pot face de către o familie, chiar și manual, adică nu 2-3 hectare de coasă, nu sunt un cap de țară, bineînțeles, cu utilaje agricole se face mult mai ușor. Dar tratamentele nu sunt foarte sofisticate, deci vine și duce undeva într-o zonă de funcționalitate, pentru că fermierul din satul românesc, poate nu toți sunt super dotați cu utilaje agricole. Este o oportunitate și noi promovăm din punct de vedere tehnic, din punct de vedere comercial, stăm aproape de oameni, încercăm să consiliem într-un mod corect, foarte multe discuții. V-am urmărit, vreau să vă spun că v-am urmărit și zilele acestea, am stat de vorbă cu foarte mulți oameni, foarte mulți vă căutau și mulți tineri, foarte important, care... Eu știu, interesați de această specie și de înființa plantației cu asemenea specie. Este o bucurie să-i vezi pe tine, pentru că îți dai seama că au forța tinereții și elanul tinereții și pot să vină să ducă lucrurile, pentru că vrem, nu vrem, va trebui să împingem căruța asta la deal. Și vreau să nu plecați pentru că am pregătit surpriza emisiunii. V-ați pus vreodată problema să reduceți consumul de carne? Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, consumul de carne roșie crește riscul de cancer. Așadar, sunteți pregătiți să renunțați la delicioasele preparate? Dar ce-ați spune despre o gustare specială, 100% vegetariană, cu gust și aromă de friptură? Invenția se numește Burgerul Imposibil și îi aparține unui întreprinzător din California. Conținutul preparatului este realizat numai din legume, însă secretul burgerului constă într-un ingredient special, care schimbă totul, hemul. Acesta este o moleculă din compoziția hemoglobinei, care dă aromă de carne în absența ei. Burgerul Imposibil ar putea deveni un produs de nișă. O chiftea care are gust de carne, 99,9%. E prima oară când am reușit să mănânc, am fost într-un restaurant din ăsta unde se servește și ăsta era Impossible Burger 1.0. Pentru că la târgul de la Las Vegas, la care tocmai m-am întors, a lansat Burgerul Imposibil 2.0. Târg de tehnologie unde s-a lansat un burger. Mai credeți că agricultura nu are legătură cu tehnologia? Și a luat premiul de cel mai bun produs de la târgul de tehnologie. Și conține următoarele. Toate chestiile alea de acolo din stânga, care toate sunt sănătoase și sunt calculate corect. Și are gust de carne. Și are un impact asupra mediului de câteva zeci de ori mai mic și e și mai ieftin decât carne de vită. Și deocamdată controlată de licență de compania care le face. Bine, este un profesor în ăsta de biochimie de pe la Stanford care și-a făcut o companie, foarte deștept omul. S-au uitat cu atenție la ce înseamnă carne de vită și au luat fix enzimele alea care dau gustul de carne și le-au replicat din vegetale, mai ales din grâu, soia, cartof. Iar rezultatul se poate forma în chiftele, în chili con carne, în hamburgeri, în orice vreți. Și credeți-mă, are gust de carne, vă încurajez să încercați măcar o dată. Burgerul Imposibil ar putea deveni un produs de nișă, așa cum berea fără alcool sau cafeaua fără cofeină au devenit populare în rândul consumatorilor. Versiunea a doua, cică, este și mai gustoasă. Nu știu că prima deja le-a ieșit foarte bine. Scopul lor este nu doar să înlocuiască chifteaua, pe care carnea tocată e ușor să o păcălești, dar o bucată întreagă, că tofu, hai să fim serioși, n-are gust de telemea.
Încă, și ala. Așadar, există alternative, există soluții din ce în ce mai ecologice. Soția încearcă să mă facă vegan sau măcar vegetarian, n-are cum să reușească că eu sunt carnivor, adică trebuie să mănânc, se vede. În satul românesc de altădată, meseria era brățară de aur, dragii mei. Să ai o meserie și astăzi este o mândrie, să știți. Din nefericire, au cam dispărut meseriașii, dar înainte, de exemplu, un om de bază al societății era fierarul. Astăzi, fierari nu prea se mai găsesc, dar noi am căutat în lung și în lat, am străbătut țara și am găsit în satul Dolheștii Mici, l-am găsit pe Nea Ion, l-am ascultat, am stat de vorbă cu el, i-am auzit păsurile, i-am văzut meseria, ne-am bucurat pentru că l-am cunoscut și vi-l prezentăm și vouă. Dacă ajungi în Dolheștii Mici și o iei spre zona Podișor, găsești atelierul de fierărie al lui Nea Ion Stoica. De cele mai multe ori are poarta deschisă și l-auzi lucrând de zor. Atelierul este unul modest, unelte vechi, iar printre ele poți zări o icoană, dovada faptului că pentru omul de la sat, credința este importantă în orice moment al zilei. Nea Ion face parte dintr-o familie de oameni harnici, care au înțeles că avea o meserie și un rol în comunitate e lucru mare. Unul dintre nepoții lui este pictor, are o soră profesoară, o alta care coase ei cu măiestrie. Are și doi frați, unul absolvent al facultății de silvicultură și unul sobar, iar mama lor încă împletește ciorapi sau colțuni, după cum li se spune în zonă. Este mândru de ceea ce face, dar și îngrijorat de faptul că nici măcar un tânăr din sat nu-i calcă pe urme. Sunteți fierar. De cât timp cu această meserie? Mai de la vârsta de 18 ani. Cine v-a învățat prima oară să meșteciugiți fierul? Tăticul meu, tata. Că bunicul nu l-am prins, că bunicul a fost în primul război mondial, s-a rămas acolo. Și după aia tata, de la el am moștenit toată meseria. Și se mai caută astăzi fierăria? Mai aveți ce face în zilele noastre? Nu, decât potcobi cai. Potcobi cai și băruntai din astea, zic, un cleș de foc, un bătrai, o balama la poartă. Scoabă. O scoabă. Un topor. Dar n-a fost tot timpul așa. Spuneți că de la 18 ani vă ocupați cu asta? Da. Legam căruțe din lemn. Rotarul făcea roțile și căruța. În lemn. Și după aia vine aici la fierărie, cu material cu fier, trăgeam șină pe roată, legam dricuri cu osii, care făceam noi aici osia. Osia de căruță noi o prelucram, aducea fierul brut. Să-l prelucram. Și făceam la pix. A fost activitatea noastră de bază, nu? Sigur că da. Da. Activitatea de bază. Asta a fost. Și câștigați bine? La vremea aceea, nu la acum. La vremea aceea, da. Câștigam foarte bine. Dar și lumea atunci era mai bogată, mai înstărită, mai... Avea cu ce să plătească. Nu numai bani. Și alimente. Și alimente. Grâu, porumb, ce avea omul acasă. Deci nu le cereați neapărat bani, ci ce aveau și pe lângă casă. Da. De-abia pe lângă casă. Și dumneavoastră? De când sunteți fierar sau mai la început? De când am ieșit la pensie, vine să-l mai ajut. Vine să mă ajut. Mai furați meserie? Da, prisep. Cu ce v-ați ocupat până acum? Eu am fost acum ați pensionar, am fost activ în ACFR, am lucrat. La uzina de vagoane, la Pașcani. La Pașcani. Suntem aproape, iată, și de Pașcani. Spuneți-mi, vă rog, în zilele noastre, câți bani mai obțineți într-o lună, să spuneți, mai puteți trăi din fierărie? Nu, nu. Dacă astăzi iau 10 lei, 10 lei. 10 lei pentru ce anume, de exemplu? Eu fac un topor la scut. Da? Îmi dau 10 lei. Dacă mai bine, unul mai iau 10 lei. Dacă nu, caut altă treabă. Și sunt oameni care dă comandă dinainte. Păm potcoabii, pe mare, păm topor, păm asta. Fierii de plug la tractor, eu le bat la foc. Nu sunt bani mulți. Dar cai mai sunt în sat ca altă dată? Adică mai aveți nevoie de atâtea? Dacă mai sunt 4 cai, nu? Sau 5? 4. Hai, mai sunt și din partea aia, mai vin și din alte comune. Înseamnă că nici prin alte comune nu prea mai sunt fierari, nu? Nu. A fost în Valea Bore, 2, dar unul nu mai poate lucra. Mai sunt ăștia apăruți după revoluția cu mai încoace, dar ea nu fac așa. Îi cumpără potcoava de la magazin și poate acasă.
Și aici este practic atelierul dumneavoastră. Spuneți-mi din ce e compus, ce înseamnă tot acest ansamblu? E confecționat din trei părți. Două mobile și una fixă. Aia pe mijloc e fixă. Asta, partea de jos și de sus sunt mobile. Cu niște balamale, prinse de butucul ăla de acolo, dar ăla e făcut e conică gaura. Deci pleacă așa largă și acolo ajunge atâtica, micuța. Are două clape. Partea de jos și partea de mijloc. Când se lasă în jos, se deschid clapele de alea, când ridic în sus, se deschid alea de sus și rămâne aerul sus. Și îl împinge încoace. De cât timp e făcut? De cât timp îl aveți? Băi, sunt vreo 5 ani. Sunt vreo 5 ani. Că mereu îl fac, îl repar. Că nu rezic. Tot dumneavoastră? Eu! Da. Nu mă duc la strungar, la tâmplar, duc butucul ăla să mi-l facă. Înainte făceam sigur că aveam ghin. Ghin este un sprayer cu două părți. Ești, cu acela făceam. Dar acum nu mai există așa ceva. Și dumneavoastră ce ați mai învățat să faceți? Cu ce l-ajutați pe Neion? Oricând, aici când mă cheamă, vin să-l ajut. Da, cu ciocanul. Cu ciocanul, trag la foi. Ce e nevoie? Dar tineri aveți care să vrea să învețe? Nu găsești pe nimeni. Dar dumneavoastră, în afară de fierărie, ca să puteți totuși avea un trai decent, ce mai munciți? Mai munciți în sat? Mai faceți și alte activități? Sigur că ce ați mai învățat să faceți? Mai am doi frați, am un cumnat care mai e la construcții. Câteva zile. La zi. Construcții, la case, la astea. Asta mă descurc. Cam atât pentru astăzi, dragii mei. Emisiunea de astăzi s-a terminat, dar asta nu înseamnă că nu ne revedem duminica viitoare la ora 12:30, așa cum vă spun de fiecare dată. Dar vă mai spun ceva, să fiți sănătoși, să iubiți pe cei dragi, să vă bucurați încă de zilele frumoase de iarnă, pentru că au fost frumoase în ultima săptămână, și să nu uitați că lumea satului este și lumea noastră. A mea, a ta, a ta. Ata! Oriunde ne-am aflat, suntem la Grădina Botanică Dimitrie Brânză din București. Vă dau binețe și vă aștept duminica viitoare. Emisiunea a fost susținută de companiile Agrosel, profesionistul dumneavoastră în semințe, Romvac, tradiție și inovație în medicină, și NHR Agropartners, alături de tine.